ziua bună. Ei, altă zi, altă viață. Iar să văd ce mai primesc la video ăsta. Ce faceți, cum sunteți? Cum e la dumneavoastră? Aici văd că e cald. Câteva zile a fost chiar bine, cald. Și așa va fi până la jumătatea lui februarie. Hai, și după aia, dacă mai sunt 15 zile până martie. După aia începem, au, ce cald e, vai că nu mai putem de cald. Că așa suntem noi. Hai, ce să vă zic. Fac vlogul ăsta ca să vă atenționez. Deci ca să, cumva, dacă găsiți un cont, alt cont, în care sunt eu cu fotografia cu bărbatul meu. Sau intrați sus și vedeți contul meu, contul meu e făcut din 2019. Deci când urmăream eu, am început să urmăresc Aymor și comentam și după aia Survivor și după aia a început pandemia și normal, stând în pandemie, făceam chestiile astea. Deci, ăla e contul meu. Nu fac conturi, alte conturi. Am văzut, a început să facă conturi, să vorbească. Și vă rog frumos să vă uitați la ortografie. Nu sunt eu ASU, profesor universitar în limbele și literaturile universale și în ortografie și în gramatică, dar se vede diferența. Sunt oameni care n-au un content, n-au ce spune, n-au cu ce să iasă în evidență. Deci nu, sunt cu calitățile apei, insipide, în odori, în colori. Asta e. Te minunezi. De unde atâta răutate? De unde atâta... Pentru ce pe oameni buni? Auzi, să spună că eu n-am vizualizare. Și dacă nu am, ce mă? Eu am o pensie, eu am zice de trăit. Că nu am, mie îmi place să stau să vorbesc cu oameni. Atât. Voi să vă faceți probleme, că n-aveți un serviciu, că n-aveți nimic, n-aveți... Stați nu știu câți într-o cameră, vai și amar de viața voastră. Căutați și vă faceți vizualizări voi, că stați pe live-uri și înjurați lumea. Ține o dată, de două ori, de trei ori, după aia lumea se satură. Să zici de ăla că n-are soț, când ăla are soț, se vede. Sunt și alte rețele de socializare unde poți să-ți detalezi familia. Voi ce aveți? Niște femei în umbră? Ferească Dumnezeu? Și care un comportament și o educație lipsă? Că nu poți să spui că ai educație când ai vânturi în cameră și cu un om în live-ul tău, un bărbat. Cui dați voi lecții? Ferească Dumnezeu să aveți copii. Mă, voi oameni ca voi ar trebui sterilizați. Mă doare să spun chestia asta, dar așa e, să nu se împânzească, să nu se... Deci voi n-ar trebui să vă muțiți. Că sărace copii, ori abandonați cine știe pe unde, cum ați fost și voi abandonați la rândul vostru, ori mama mea se vede, sper că nu așa, nu cred că pe haine e problema, ori ați fost, o să abandonați și voi la rândul vostru, lasă, stați acolo în banca voastră și nu vă luați de familii, că voi n-aveți o familie, deci nu e, că ai neam mare, neam mare suntem toți după Adam și Eva. Dar familia voastră unde-i? Și dacă aveți, Doamne ferește, dacă ăsta e comportamentul la toți. Altceva ce să vă mai spun. Am terminat cu examenele medicale, tot bine și frumos și sănătate. Da, dureri mai sunt, că de... Cu bătrânețea asta e. Da, sunt trecătoare. Asta e. Ai, ce să vă mai spun?
te ferească Dumnezeu de lume nebună. Că n-ai ce să spun, n-ai ce să zici. Așa, să trecem la subiectul nostru. De la ce ne-am luat. Am văzut vlogul Patroane și am văzut și comentariile și nu știu, dar chiar vreți să vă se spună tot? Au și secretele lor. Nu știu, dar de ce? Femeile alea care sunteți doar înscrise. Și da, nu e obligat să vă uitați să vă pierdeți timpul. La niciunul din noi. Dar dacă vă uitați, luați așa, ca atare. Deci, eu sunt de acord cu dumneavoastră. N-a fost o operație simplă. Deloc. Pentru că, având diabet, și s-a curățat locul cu laparoscopic în 4 ore. Și mă abțin. Și altă chestie. Deci, aici mă abțin, nu știu bine, nu... Lăsăm ce spun ei. Finalul să fie bun, să se însănătoșească, să... fiecare cu treburile lui. Să mai vină să mai facă teatru, să facă lumea să râdă. Asta e, că nu e ea la comportamentul și după ce se închid camerele. Altă chestie, că am văzut la Anca. M-am uitat, am avut timp aseară să mă uit. Că s-a dat telefon și a venit Stella să controleze unde a pus hainele 4 ani. Știți că țin cu Anca. Dar aici nu-s de acord cu ea. Deci, dintre atâta casă de mare, două case de tamai castele, deci, hainele alea că s-au pus în niște saci, nu putea să fie pus într-o cameră sus? Mă gândesc și eu, de ce trebuia să meargă afară unde trag câine și... Că le-au pus frumos, că le-au împăturit și le-au pus în saci. Bine. În casa elantă, unde sus, unde are... Și fonerile alea, unde s-a haine și alu Leo și a ei. De ce nu se putea pune? V-am spus, eu sunt cu dreptate. De ce afară? Umezeală, câini și alte chestii. Pentru că saci de plastic, mă gândesc. Nu sunt saci nu știu cât. Deci unde are dreptate, are, dar unde n-are, nu are. Cu mâncare la oameni. Nu știu, eu n-am prea intrat să văd. 2-3 oameni sunt, nu? Chiar așa, nu face mâncare pentru o nuntă sau un botez. 2 femei fac mâncare la 3 oameni. Mai sunt și 4 copii, sunt și ele, să zicem așa. Dar am înțeles că pentru ei își fac la Anca sus. Atâta dezbatere pentru, nu știu. Și-o fi venit, că dacă s-au comentat cu câine, o întins și-o făcut. Eu nu știu, aia, cu câine aia la ei, povestea aia, dacă țineți minte, cu drobul de sare. Cu drobul de sare. Aia că pică drobul peste copil și plângeau toți. Dar nu se poate face, ca au loc acolo, o căsuță lor, cu un gard închiși. De ce atâta tam-tam? Și de ce o haită de câini? Nu știu câți mai au acum, 2. Sau, te zice că acum nu trebuie să mai pui pe lanț. În fine. Atunci lasă-l să călărească casa, să facă tot ce vrea. Deci, face așa o căsuță acolo, a lui, cu un țarc și lasă-i acolo. De ce trebuie să... Ne plânge că o rup florile, că o făcut, că o ros. S-a atâția bărbați în curtea aia. Vezi numai cu telefoanele în mână, cu... Cum naiba se cheamă ăsta care am și eu. Așa, dar ea nu chiar așa performant. Și prin casă mai pune mâna și fă și ceva. Nu știu. Sunt cuști din alea care se cumpără, sau nu?
Sau faci, Doamne iartă-mă, că nu e așa o poveste lungă să faci o cușcă la un câine, la doi câini, să zicem. Și copiii, dacă vrea să joace, ia, îi pune de les, îi duce la plimbare, îi duce. De ce trebuie să facă? Vai, ce-a făcut câinele? Vai, o rup câinele? Vai, o lua câinele? Luați măsuri cu câine. Nu? Deci, ce vezi și ce... Nu știu, sunt niște lucruri atât de simple ce se putea face, încât să nu-și complice așa de mult chestia asta. În primul rând, nu se face iarna. Clar. Al doilea rând. Deci, înainte oamenii să înceapă lucrarea, să acoperă mobilele, se pune pe jos o folie, să pune la întrerupătoare iar o folie care se aplică peste ele, să lasă totul liber și asta e. Peste tot folie și prima dată când vorbești cu oamenii, îți faci o schiță, mă, asta trebuie să facem, cum trebuie să facem, asta trebuie să facem, ce materiale îmi trebuie, asta. Asta, cu toate că nu mă pricep la construcții, dar știu cum a făcut acasă la noi. Deci, așa, așa ar fi normal, zic eu. Nu, după aia. Pentru că v-am zis cu Ion, pe cine-i critică? Pe Ion a lucrat, Ion lucrează, dar dacă tu n-ai materiale și Ion nu mai are încredere să cumpere el materiale. Nu știți povestea, nu știți despre ce vorbim. Ion a fost ars de multe ori de ei. Și mai ales acum dacă cu Leo e așa, s-ar putea să stea o perioadă la București pentru recuperare, așa, nu are el încredere, Maria, că o să vadă bani. O să-i dea, o să-i dea, dar o să-i dea așa ca să nu se aleagă nimic de ei. Înțelegi? Și, înțelegeți? Și atunci asta e. Ce mai e atâta turavură? Eu nu știu dacă dumneavoastră i-ați cunoaște de 30 de ani, 30 și ceva de ani. Că mai zis cineva, acum 30 de ani a făcut copii. Nu, Ion avea 45 de ani. Anul. Nu, 42, 4, era mai mare ca mine, e mai mare ca mine cu un an, doi. 40 ceva de ani, la 40 ceva de ani e copil? Gândesc că nu. Și avea altă echipă. Și era și taică, să mi se pare, că era mai în vârstă. Deci de 30 de ani îi cunoaște. Știe că e o problemă acolo acută cu banii. Atunci ai curajul să-ți bagi mâna în buzunar, mai ales acum pe scumpetele astea. Și banii lui, el a făcut pe, na, pe schele, pe unde lucrează. Și să vii să-i cumperei și la urmă să te țigănești cu ea. Că de ce ai cumpărat? Eu cunosc. Dar de ce ai cumpărat de ăla scump? Că în altă parte, dacă te duceai, era mai ieftin. Dacă lua ieftin, dar de ce ai luat ăsta ieftin? Că ăsta cu timpul o să nu știu ce. Și atunci omul ce zice? Oamenii ce zic? Păi o femeie, cumpără tu, bă, omul, și eu îți lucrez. Nu ai, nu-ți lucrez. Și timpul ăsta, când nu se lucrează, când nu vine omul, deci când au zis să aducă om, așa s-a spus. Deci așa mi s-a spus, că omul a zis că vin cu atâția oameni. Și nu, să nu vii cu atâția, pentru că eu de unde plătesc atâția oameni? Că facem noi curat. Atunci faceți curat. De ce veniți și arătați la lume ce mizerie? Păi ce, oameni scroitorese? Au mașini de tricotat? Și acolo se mai face câte o scamă ceva. La toată lumea care lucrează așa să face. Dar în urmă trebuie să vină cineva să facă curat. Ori plătești și vine om, ori faci tu. Și înainte să înceapă lucrarea, ai atâta cap să-ți acoperi tot ce e imobilă, îți acoperi pe jos parchet ce ai. Altfel nu se... Cum să lucrezi altfel? Nu știu. Atunci pui tapet. Aplici tapet pe perete și curățenie și frumos și gata. Și cred că, nu știu, uite, am fost într-un an în România, în zona Câmpeni, în partea aia Someșului, nu știu, Câmpeni,
cum vii de la tur, deci hai să nu încurc. Ne-am dus la Salina Turda, după aia ne-am dus, nu știu unde ne-am dus noi, la Cheile Turzei. Și am dormit la o pensiune, la cineva acolo. Păi frate, nu știu de unde la tapetul ăla, că el mi-a zis că l-a dus din America, din Canada. Și cred că de acolo, că avea fetele acolo. Un tapet atât de frumos, deci numai pe o parte, așa, avea impresia că e o apă care curge. Și un peisaj extraordinar de frumos. Înainte și noi aveam, mai țineți minte, părinții noștri aveau tapet, aveam tapet. Eu țin minte că în sufragerie aveam tapet. Și la mine în casă, în camera mea, aveam tapet cu... Hei, nu, cu ce aveam eu tapet, Doamne? Cu Heidi. Da, da. Un tapet frumos, așa. Cu oițele, cu alea, așa. Și... pui un tapet așa, restul nu știu cum, dar un tapet frumos. Mă, era, așa mi-a rămas inima la ăla. Și bineînțeles că bărbatul meu, mai che tapet, mai che queste. Eu fiind crescută cu covor pe perete, la bunici, părinții nu, nu mai covorul pe perete la ei mei nu a fost. Dar la bunici... erau covoarele alea moroșenești, dacă țineți minte, așa, cu motive naționale. Îmi plăcea de muri, să mor. Nu mai ține. Și asta zic, dacă nu vrei să ai mizerie, asta e, dar bine, la ei era de lucrat, cu băi, cu alte chestii. Dar până în primăvară, v-am zis, nu se știe de ce și cum. S-a făcut aia. Și la urgență. Asta e problema lor de familie. Noi, să zic așa o chestie. Noi zicem, dar de ce, că nu știu ce. Dar noi problemele noastre de familie chiar le scoatem așa în evidență? Femei, hai să zicem care avem canale, da, uite, fac vlog, vedeți casa, mai vedeți și bărbatul meu câteodată, vă mai spun, dar care nu mă comentați. Îmi plac comentariile alea frumoase, care zice Dumnezeu să-i ajute și lăsăm. Dar care vine și spune, mă, am văzut niște comentarii, iar e nebuna aia cu cont fals. Cu chimioterapie și cu ce chimioterapie are nevoie omul ăla? Sau alta, lasă că știu eu că are ciroză. Băi, cum puteți să dați voi diagnosticuri, mă? Cum puteți voi că are apă și că nu știu ce și nu știu cum? Și chiar dacă ar fi așa, cum puteți? Iar o apărut nebuna aia. În timpul ăsta parcată pe unde o fi stat. Acum iar o aruncat că lasă că nu rezistă. Nu... Băi, femeie, nu săpa groapa altuia, că nu știi când caz. Că oamenii nu se duc numai de la boli, mai sunt și alte chestii. Tot, eu știu că suferi, dar nu-i devină niciunul că a murit omul ăla. Dacă își punea centura, nu murea. Să zicem, da, uite, vezi, tâmpenii, că zilele omului Dumnezeu le știe. E clar? Nu tu, nu eu, nu nimeni. Și credeți-mă, nu mă luam de ea. Nu mă luam niciodată de ea ce comentează. Dacă nu venea pe canalul meu să mă facă ea babă și clănțănind și nu știu ce. Și dacă aș clănțăni, care-i problema ta? Tu ai bani? Dacă avea o figură și avea ceva, te-ai arăta, mă, ți-ai pune fotografii. Nu ți-ai face 100 de conturi false. Păi numai ți-o scos ăștia 20 numai Mazaru. Nu știu că alții care ți-o scos... Că ai un ID când îți faci un cont altul de-a tău, îți ceri un ID. Și ăștia știu să umbre, eu nu știu, nu ți-am depistat eu, că nu știu eu chestia asta. Hai vă pup, o zi bună să aveți. V-am zis, fac vlogul ăsta ca să știți că eu în afară de canalul ăsta și mai am un cont, unui canal, în care tot aceeași fotografie cu bărbatul meu și ai făcut, nu știu când, anul trecut, nu mai țin minte, dar ăsta, canalul mare, 2019. Vă uitați acolo sus, deci nu... Și la ăla am contente tot cu mine. Am videouri, am... Și la altul, am făcut ca să fiu, deci cineva dacă mă acuză, uite, Doamne, ți-ai făcut contul? Doamne, astea sunt conturile mele și uitați-vă că am content. Vă pup, vă doresc un weekend de poveste, să aveți tot
ce vă doriți și o zi bună și sănătate și fericire.